Distribuirea ajutoarelor alimentare către persoanele care au primit cupoane din partea guvernului, dar și către categoriile de persoane eligibile pe liste suplimentare, continuă la DEVA. Până în prezent, 3061 de persoane care au primit cupoane prin poștă au intrat în posesia alimentelor de la UE. De asemenea, au mai primit ajutoare alimentare 146 de persoane eligibile care au fost înscrise pe listele suplimentare. Posesorii de cupoane sunt așteptați la sediul cantinei sociale din DEVA, strada Titu Maiorescu, numărul 24, pentru a-și prelua pachetele cu alimente. Programul de distribuție al ajutoarelor alimentare este de luni până joi între orele 8 și 16, iar vineri între orele 8 și 14. Beneficiarii trebuie să prezinte actul de identitate în original și cuponul, respectiv actul de identitate și documentele dovetitoare privind încadrarea în categoriile eligibile, handicap grav, pensii și șomaj sub 400 de lei, etc. Și locuitorii municipiului Hunedoara care beneficiază de ajutoare alimentare de la Uniunea Europeană sunt așteptați să și le ridice. În municipiul de Pecerna, distribuirea alimentelor a început din data de 15 decembrie 2014. Așadar, persoanele care au intrat în posesia tichetelor sunt așteptate la complexul Piața Dunărea, cu buletinul de identitate sau cartea de identitate pentru a ridica ajutoarele alimentare. Reprezentanții Direcției Sociale din cadrul Primăriei Hunedoara precizează că se respectă programul stabilit inițial de distribuire a ajutoarelor alimentare în funcție de categoriile de persoane, respectiv de luni până vineri între orele 8 și 14, luni și marți pensionari și șomeri, miercuri și joi persoanele cu dizabilități, iar vineri persoanele beneficiare de ajutor social și persoanele beneficiare de alocație pentru susținerea familiei.